Am astăzi pentru voi un desert, dar nu orice desert, ci unul foarte bun, o prăjitură însiropată și cu multă nucă de cocos. Așadar, bine ați venit și astăzi alături de mine pe canalul meu Farfuria Veselă. Eu sunt Ana și încep pregătirea prăjiturii chiar acum. Pentru această prăjitură voi folosi 400 de grame de foi de plăcintă și le-am lăsat să se decongeleze. Le am aici în acest pachet. 150 de grame de zahăr, 200 de mililitri de ulei, 5 ouă, un pahar de iaurt de 375 de grame, un iaurt cu 2,8% grăsime, 200 de grame de fulgi de cocos, un plic de 10 grame de praf de copt și două pliculețe a câte 8 grame de zahăr vanilinat. Amestec cele 5 ouă cu zahărul. Dăm și zahărul vanilinat. Adaug iaurtul. Uleiul, dar nu-l voi pune pe tot. Voi mai păstra cam 50 de mililitri. Adaug și fulgii de nucă de cocos. Și praful de copt. Am pregătit tava, am uns-o cu unt atât la bază cât și pe margini. Și voi lua două foi de plăcintă și le așez în tavă. Ele sunt foarte fragile, se pot rupe foarte repede, dar asta e. Le așezăm în mai multe straturi și nu va fi nicio problemă. Peste acest strat de foi pun umplutură. Și aduc și marginile foii peste umplutură și iau iarăși două foi, dar le voi așeza în tavă așa, pentru că am avut surplus de foi în partea aceasta, acum o să am partea cealaltă. Pe
pentru că ele au fost congelate, se rup destul de ușor și am senzația că și cei de pe la magazine mai dezgheață frigiderele acelea în care sunt păstrate și de aceea se rup și mai tare. Și pun iarăși umplutură. Și aduc iar marginile spre interior. Cam așa. Și iarăși au două foi. Și le așez de data aceasta. Așa. Dacă aveți o tavă mai mare, să fie exact pe mărimea foilor, foarte bine, dar ne descurcăm întotdeauna cu ce avem. Pun iarăși umplutură. Și tot așa procedez până când termin și foile și umplutura cu nucă de cocos. Am așezat iarăși două foi. Iarăși două foi, dar acestea sunt foarte, foarte franjurate. Și ultimul strat de umplutură. Și pun și ultimul strat de foi deasupra. Și peste tornuleiul care mai mi-a rămas.
Pun bine foaia să se înnoie, foaia asta de deasupra. Și cu un cuțit bine ascuțit voi tăia prăjitura. Așa. Și o voi pune acum în cuptorul preîncălzit la 200 de grade pentru aproximativ 40 de minute. Pentru sirop am nevoie de 500 de ml de apă, 270 de grame de zahăr și un plic de zahăr vanilinat sau esență de vanilie. Și am pus zahărul într-o crăticioară, pun și apa. Și pun totul la fiert pentru vreo 10 minute. Și voi fierbe siropul pentru 10 minute. Am scos prăjitura din cuptor și o las să se răcorească până când sunt gata și cu siropul. Am fiert siropul și voi pune peste zahărul vanilinat și am găsit pe la mine prin sertar pe aici pe la bucătărie și esență de vanilie și voi pune și esență de vanilie. Nu pe toată. Sticluța asta are cam 25 de ml, o să pun jumate. Și acest sirop îl voi turna peste prăjitură. Și o voi lăsa să ajungă la temperatura camerei, după care o voi ține la rece în frigider să fie foarte, foarte rece atunci când o servim. Torn siropul fierbinte peste prăjitură și va absorbi acest sirop. Seamănă așa cu o baclava, dar cu nucă de cocos. Va fi foarte bună și răcoritoare și știu că are mult zahăr, dar ăsta este prilej de împărțit desertul cu prietenii. Întotdeauna procedez așa, toți vecinii mei beneficiază de câte o porție, două din deserturile pe care le fac eu. Vecinii, prietenii, nu trebuie să consumăm singuri toată această cantitate de zahăr. Perfect. Cum vă spuneam și mai devreme, prăjitura aceasta are mult zahăr și asta înseamnă fie prilej de făcut prieteni noi sau de răsplătit cei vechi cu un desert bun. Cu prăjitura asta nu trebuie să fiți egoiști, dimpotrivă, împărțiți-o cu oamenii din jurul vostru și vă veți simți minunat. Eu vă mulțumesc mult de tot pentru vizionare, vă aștept și data viitoare cu ceva la fel de bun. Nu uitați să vă și abonați, butonul subscribe, îl apăsați și veți fi la curent cu toate postările, este gratis, nu vă costă nimic. Mulțumesc mult și vă doresc din toată inima să fiți veseli. Pe data viitoare!